Este o invitație pe care o face și Înalt Preasfințit, o fac și eu, o face și domnul director Tudor Sebastian și domnul președinte Nicolescu pentru participare la acest spectacol. Eu zic pe atât de frumos, pe atât de atractiv și... Spectacolul va începe la ora 19:30, intrarea este liberă, iar publicul se va bucura de prezența unor nume sonore. Cu participarea actorului Eusebiu Ștefănescu, a actriței Manuela Golescu și a quartetului Brevis. Un remember Eminescu, cam o oră și jumătate ține la teatru. Alexandru Davila. Săptămâna viitoare se împlinesc 163 de ani de la nașterea celei mai importante voci poetice din literatura română. Printre cele mai cunoscute opere ale lui Mihai Eminescu amintim Luceafărul, Floarea albastră și O rămâi.